mulțumesc pentru că ați fi dat ascultare invitației noastre de a participa la acest eveniment. Cred că v-a făcut plăcere măcar să luați la cunoștință că există și două ocupări muzicale în paralel cu cele literare, acest cenacru și îi mulțumim domnului Suzuianu că face acest efort. Pe înainte de a intra la lansarea cărții programul de astăzi, având în vedere că suntem în preajma zilei de 24 ianuarie, ziua Unirii, și că suntem în săptămâna, Eminescu, să-i spunem așa, ziua și luna culturii române, o să o rog pentru început pe Doina Ghițescu să ne recite ceva despre Unire și ceva de Eminescu, cum știe dânsa foarte bine să facă. Doina, după aceea îi dau cuvântul Doreț Dragu să modereze la sesiunea de lansare de opoziția, care, ca cum e Dorel Vidrașcu ca glosul, seamănă cu prima parte a capitolului din carte, de care se cheamă Gândul ca glosul. Deci cei vorbitori invit să vorbească ca glosul. Glosul înseamnă și repede și rău. Nu lung, că nu avem. Deci îi dau cuvântul Doinei Ghițescu. Ziua bună tuturor! Pentru Unirea de la 24 ianuarie 1859, versurile poetului Dimitrie Rachici la Milkov. Veneau românii la Milkov, își dăruiau unul altuia inima peste undele lui de culoarea speranței. Beau românii din cupe d'or și le ciocneau peste râul întins între ei ca o spadă. Într-o zi l-au scos dintre maluri, l-au ridicat vertical, cu uimire au văzut că semăna cu un stâlp de privor românesc la o casă încăpătoare și nouă. O, tu sfântă unire, simbol de propășire, prin care și tot omul și oricare popor recapătă putere, recapătă mărire, când cere cu ardoare al tău sfânt ajutor. Salut a ta ivire, o stea mult așteptată pe orizontul dacic de groși nori presărat. Unire, tu ești farul pe marea tulburată și portul și busola pentru naufragiat. Trăiască, frați, unirea! Unirea e puterea, puterea e mărirea, unirea e viața, lumina și averea. Unirea e libertatea. Unirea, frați români, e fericirea.